Agela plută. Da, da, da. Wow, ce crap, frate! Wow, ce crap! Ce crap, băieți! Incredibil! Salut, prieteni! Azi fac o partidă de pescuit pe râul ăsta mic. Eu aici vin la Clean. Clenii, toți clenii de aici sunt mici. Într-o partidă trecută am și văzut aici că sunt undeva la vreo 700 de metri mai jos într-un loc, am găsit niște crapi. Nu erau prea mari, dar aveau 2-3 kg și acum mă duc să-i prind. Am cu mine un fel de boloniez, o să pescuesc la plută, și am și feeder-ul, scăunelul. Și să vedem dacă, dacă reușim să scoatem un crab la poză. Am ceva de mers până acolo. Nu am lanseta de spinning cu mine, azi nu fac spinning. Ne vedem acolo. Da. Ăsta e locul. Ăsta e locul. Acolo. De aici o chestie așa de vreo 20 de metri, 25, nu știu. Da, deci fiți atenți. Uite, acolo văd crapi. Acolo văd crapi exact unde, începe să fie apa mai adâncă, văd doi crapi. Au peste 2 kg, 3 kg, acolo. Deci am văzut. Crapi, mamă! O să mă pun aici. Deci, incredibil, am găsit aici. Pentru că ăsta e singurul loc cu apă mai mare, mai adâncă de acolo, până pe acolo. Și acolo e un, tot așa un repeziș mic, îmi amintesc de data trecută. Deci asta e apa mai adâncă și sunt aici. O să-mi fac montura de aici și când mă duc acolo să, o plasez sigur, îi sperii. Mamă, ce emoția! O să-mi las tot bagajul aici. V-am zis, am cu mine o boloneză și un feeder. La feeder sper să-i prind. O să vedem. La peștii de azi folosim minciogul. Aici la depărtare. Și o să pescuim așa. Am un metod feeder small de la Preston, din ăsta mic. Asta e de pe firul de păr de 8 mm. Vă arăt imediat și ce e. Să fac mumela. O să pun camera pe mine aici și ne ducem acolo să plasăm. Sigur, deci când am venit erau aici. Când am venit erau aici, sigur. Acum mai sperii. Ia să vedem. Ok. Uite, acolo e punctul exact unde curge aici apa. Da, deja i-am speriat, nu mai sunt acolo. Dar eu o să o plasez acolo și eu o să vin. Nu o să o lansez, o să o plasez eu așa. Okay.
O să mă duc să-mi iau bolonieza. Am niște viermișori și o să stau aici ascuns. Stai să vă arăt ce am acolo în cârlică, nu v-am arătat. Scuzați-mă, nu sunt organizat azi. Nu prea e pe spiritul meu ăsta. Dau cu chestia asta, wafters, ciocolat și orange. Și eu dau cu astea. Roșiatici, așa. Au miros super. Super. Ok. Și aici o să dăm cu niște viermișori la plut. O să dăm aici. Să nu râdesc, că asta e o caricatură de boloneză. Nici nu. O chestie foarte ieftină. Are 5 metri 40 lungime. Să vedem azi la ce prindem, la boloneză sau la feeder. Am o plută de 2 grame. Știu că e cam mare, dar am venit la crap. Ok. Să facem noi adâncimea. Reglăm adâncimea. Tot timpul mă uit acolo pe vârful la feeder. Am plumbul ăsta. O să-mi prind aici puțin cărligul. Să reglăm adâncimea acolo. Așa. Aha. Gata. Am văzut. La început. O să dăm cu niște viermișori acolo. În cărlig pun viermișori, am și niște porumb. E posibil să prind și vreun clenuț pe aici. Eu nu la clean am venit, dar să punem decât 2. Am un cărlig mai mărișor. Am zis să... că poate mi-intră crap și să nu rup. Opa. Trebuie să-mi fac o cărcană și pentru asta, pentru bolognez. Da, am decât una. Adică am alta mai. Uite când trage. Mamă, direct am avut trăsătură, bun. Am avut trăsătură.
Deci eu azi vreau să prind un crab. Trage la plută. Da, da, da. Wow, ce crab, frate! Wow, ce crab! Ce crab, băieți! Incredibil! Super crapul! Foai de mine! Deci mi-e frică să forțez. Am un înaintaj de 0.14. Ai de mine, mi-e frică să forțez. Mamă, ce... Incredibil! Fuhuhu! Super! Mamă, ce mi-ar plăcea să scot! No, mi-e frică să forțez aici. Mamă, ce crap! Sper să nu tragă la feeder acum. Mamă, ce crap! Nu. Vrea să ducă în jos, uite. Nu. Nu că acolo e agățătură. Ho, aici. Hai înapoi. Uite. Mamă, ce frumusețe de crap. Ăsta e născut aici. E, și eu am o problemă, că am un mincioc din ăsta cu coada mică. Nu, eu nu-s pregătit. Voi știți că eu sunt pescar de spini, nu de pește pașnic. Mame! Deci, mi-e frică de înaintaș, de-aia nu forțez. Mamă! E grav aici. Deci aici m-ar ajuta. Trebuie să-mi cumpăr un mincioc din ăla cu coada lungă. Ce faci, mă, mane? Uite cât... Păi, frate! Deci asta e crab de râu. Asta e crab de râu, deci chiar... Păi, ce luptă, frate! Trebuie să forțez un pic. Nu mai ține. Hai de mine, l-am avut, mă. No. Băi, frățică, băi. Băi, și l-am avut, mă. Gata, l-am obosit acum, gata. Ah. Gata, mane. Oh, ce frumusețe! Ce frumusețe de crap ai prins, mane! La viermișori! Wow, ce frumusețe de crap! Ah, super! Mamă, ce frumusețe! Are vreo 3 kg, cred! Mamă!
Ce creatură! Ce creatură! S-a dus! Wow, ce creatură! Wow, mersi, mersi, ne vedem! Ne vedem data viitoare! Yes, yes! Uite, trage. Trage. Trage, dar sunt pești mici. Da, nu, nu e mic. Wow! Încă unul, frate. E tot așa mare. Nu, e mai mic ăsta. E mai mic. Fuai de mine, am dat de locul cu crapi. Fuhuhuhu. Bravo, mane. Ăsta e mai micuț, îl văd. Ăsta are un kil. Ăsta o să-l forțez un pic mai tare. Ăsta o să-l forțez un pic mai tare. Că, da. Nici prea tare, dar... Hu-hu-hu. Da, da, da. Băi, dar ce... Deci ăștia sunt aici de râu, știi? Și ăștia au... Ăștia au putere. Uite, uite, uite ce face. Nu, 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 iubire. Vino mai aici la tati. N-ai cum să faci altceva. Decât așa, că altfel n-ai cum. Bravo, mane, încă un. Încă un cramane. Ha. Încă un cramane. Ăsta are peste un kil ăsta. Dar nu prea mult. Îi fac și ăstea două poze și imediat le liberăm. Mamă, ce frumusețe. Ce frumusețe. Le liberăm pe frumosul ăsta mic. Du-te! Wow, 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 wow! S-a dus! Ce pește avem în băltoac asta! Numai eu vin aici la pescuit. N-am văzut nicio urmă. Nu vine nimeni, numai mane. Ăștia-s peștii lui mane. Ah. Apa! Ia uite, ăsta e un clean mic de tot. Aici pe râul ăsta am cleani foarte, foarte mici. Foarte mici. Elibera. Opa! Opa! Wow, 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 wow! Îmi făceam o poză! Îmi făceam un selfie! Mamă! Ce-a tras! Îmi făceam un selfie și... Mane își făcea... Acum e pe feeder! Opa! Tare de tot! Ce partidă! Ce partidă de pește, de pescuit! Nu forțez că n-are unde să fugă rău! Vrea să ducă acolo, știi? Vrea să ducă tot. A, a rupt. A rupt. Băi, frățică, bă. A rupt, nu-mi vine să cred. Era mare, bă, frate. Am un 0,25. Vai de mine, frate, a rupt. Am un 0,25 în bobină. Cred că e o agățătură aici ceva. Vai de mine.
trage la boloneză, la plut. Băi, frate, bă, ăsta era mare, mă, frate. Uau! Nu-mi vine să cred că mi-a rupt. Nu știu ce e aici pe fund. Dar era mare chestia asta. Deci de înainte de 3 kg, ăsta mi-a... Deci pe ăsta am fir de 0,20, pe ăla am 0,25. Foai de mine, frate. Din ăștia mici, da. Prietene, asta a fost partida. Mai peste o jumătate de oră cred că se întunecă. O să mă duc către casă, deja s-a răcit bine de tot afară. Îmi pare, au ieșit ăștia doi crab frumoși, am mai prins ceva bucăți mici de tot. Îmi pare rău de crapul ăla, ăla care l-am pierdut, mi-a rupt firul. Mi-a rupt firul, am 0,25 pe feeder, 0,25 mono, am un fir bun. Am găsit în ultimul metru de fir, am găsit cum, uite cum trage la asta. Am găsit cum, de la abraziune, deci era... E ceva în apă aici, mi-a atins de ceva, mi-a frecat de ceva și a cedat acolo. Nu era mic. O să revin în locul ăsta cât de curând. Sper zilele următoare. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. O să vă rog să dați o abonare, să apăsați pe clopoțel. Ne auzim în comentarii și hai cu mane la pescuit!